Bun găsit, prieteni! Iată, ne reîntâlnim, este joi seara, pentru a scrie împreună un nou capitol din cartea Povestirile Sportului. Vreau să vă spun că de această dată vom intra la o cotă crescută a adrenalinei, atât pentru cei care practică sportul despre care vom vorbi în această seară, dar și pentru noi, cei care am avut sau avem calitatea de spectatori. În acest context îi spun bun venit lui Mihai Leu, primul nostru campion mondial în box profesionist, iar de ani de zile cunoscut și recunoscut pentru participarea și rezultatele lui, atât ca sportiv cât și ca manager, în automobilismul românesc. Bună ziua, bine v-am găsit! Mihai, într-un fel, viața ta sportivă se împarte în două capitole distincte, aparent, să spunem, opuse, dar tu ai găsit linia de unire, lanțul care le-a unit între ele, boxul, care e un magic, și apoi automobilismul, ca o moștenire și ca o ștafetă a familiei, pentru că apropiații știu că tatăl tău, Nicolae Leu, a fost campion național de raliuri, automobilismul între cei mai apreciați la vremea lui. Da, dar dacă ați spus de primul, trebuie să spunem că dumneavoastră ați fost practic primul în România, țin minte, am venit în Germania după unul dintre meciurile de box și dumneavoastră mi-ați luat interviu și ați fost printre, eu cred că ați fost primul din România căruia v-am povestit de visul meu că vreau să devin campion mondial și ați fost primul care a crezut că voi și reuși. Da, într-un fel poate e și flerul care îl avem sau sufletul pe care îl punem în anumite relații și în anumite desfășurări ale evenimentelor și asta ne-a ajutat sau ne ajută și în profesie și apoi și în relația care s-a stabilit între noi, pentru că într-adevăr, atunci după 90, când tu începusei cariera de boxer profesionist, aveai deja vreo 5-6 meciuri în care un magic profesionist disputat în Germania, eu știam despre tine, știam în prima perioadă cea în care te afirmasei ca junior și care o să vorbim la momentul cuvenit despre aceste laturi ale începutului tău în box și după ani de zile ne reîntâlneam și te regăseam și te cunoșteam atunci de fapt de adevăratele și într-un fel am vorbit și cu Cristian Țopescu, era șeful nostru atunci și am stabilit împreună să mergem pe mâna ta, cum s-ar spune, să credem în tine, să fim alături și să străbatem împreună drumul care până la urmă, pentru bucuria noastră tuturor și satisfacția ta personală și încununarea muncii tale, s-a confirmat cu primul campion mondial de box profesionist din istoria României. Mulțumesc frumos, dar asta vreau să zic că nu pot să uit asta, că mi-ați acordat încredere atunci când cred că atunci aveam cea mai mare nevoie, fiindcă eram la început de drum. Satisfacția este extraordinară când vezi că încrederea investită în cineva se confirmă. Este o bucurie extraordinară și tu m-ai ajutat să am această bucurie. Într-un fel, datorită ție, am intrat și eu ca și comentator în lumea boxului, pentru că, de fapt, meciul acela celebru pe care o să vorbim sigur mai pe larg, când ai cucerit în februarie 97 titlul mondial la Hamburg, eu nu pot să spun că l-am comentat. L-am trăit lângă tine, tocmai de aia poate au fost și niște excese, dar nu se putea altfel pentru că contextul era de asemenea natură, n-am putut să comentez ca un, cum ar fi cerut, așa să zicem, deontologia postului de comentator și am fost părtași la pumnii pe care îi dai, la pumnii pe care îi primeai, la tot ce se întâmpla atunci în ring. Da, dar cred că întotdeauna când ceva se întâmplă natural, chiar dacă nu este perfect, cred că este poate mult mai apreciat. Păi, dovada cea mai bună, Mihai, este că peste 10 ani de zile, transmisia acelui meci de box a deținut recordul de audiență pentru România. Faptul că oamenii au empatizat, au fost alături de noi pe acel drum atât de greu, pornit în secunda 0 și încheiat după o oră și ceva, cu victoria aceea atât de scump plătită de către tine. O seară grea. Exact, o să vorbim despre ea. Dar, într-un fel, haideți să vorbim, spuneam că este un sport al adrenalinei, un sport care, în general, boxul, mă refer în primul la box, nu era făcut, mai ales înainte, de copii dintre familii cu niște posibilități financiare, cu o stare materială bună, cum era cazul în familia ta. Cum de ajuns? Pentru că și asta e o lecție care trebuie predată, să spunem așa, povestită celor care ne urmăresc,
un copil care n-ar fi trebuit să ajungă la box, un sport al suferințelor, un sport al traumelor, al loviturilor destul de dure, al încercărilor fizice foarte frecvente. Totuși tu, Mihai Leu, ai ajuns să faci box. Deși părinții, spun eu, au încercat, parcă mi-aduc aminte, în not, tenis, tata te-a dus și la una și la alta, dar tu ți-ai ales singur drumul. Dar știți ce cred? Eu, sincer, nu cred în lozinga asta că performanță fac cei care nu au condiții, care au, nu știu, trebuie să facă rost de mâncare sau trebuie să se zbată pentru ei. Într-adevăr, poate că este o motivație în plus pentru cei într-o astfel de situație, dar eu cred că în sport contează foarte mult atitudinea, contează caracterul omului. Fiindcă, uitați-vă, vedem în ziua de astăzi atâția sportivi care au o situație extraordinară, n-ar mai avea absolut niciun motiv pentru care să facă sport, adică să muncească în fiecare zi. Da, acolo după regulile astea. Și totuși o fac. Corect. Și de asta cred că nu, eu cred că nu are nicio legătură cu situația materială a unui om. Începutul a fost sămânța, spune așa, aruncată, a fost de fapt de tatăl tău, când a adus acasă acea pereche de mănuși cu care tu și cu Victor nu știați care să le puneți în mâini și să boxați cu pereții, cu mobila de până casă. Da. N-aveați cum boxa unul cu altul, că era decât o singură pereche, nu? Da, 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 așa e. Câți ani aveai? Vreo 5-6 ani atunci? Cred că da, 5-6, da, 6 ani. Da, cred că toate cumva la un moment dat se leagă. Da, fiindcă normal toate pleacă de undeva. Eu cred că totul, să zic așa, tot ce se întâmplă de când ești mic, probabil că rămâne în subconștientul tău și mai târziu, nu știu, ți-aduce aminte. Dar nu ți-a plăcut tenis, nu ți-a plăcut în notul încercând la care... Mi-a plăcut și notul foarte mult, mi-a plăcut și tenisul, dar... Patima era box. Și mașinile mi-au plăcut. Aia n-aveai cum, pentru că eram familie. Da, să știți că și astăzi, deși multă lume crede că îmi plac mai mult mașinile, îmi place mai mult boxul decât... Păi am înțeles că a rămas acolo în sufletul tău, pentru că sunt și toți aneia și cât de greu ai ajuns la reușite, la succes, drumul pe care l-ai străbătut, care n-a fost deloc ușor, o să-l mai... amintindu-ne, deși tu l-ai tot povestit. Ceea ce e interesant, așa poate anecdotic, când te-ai dus prima dată la box, la un antrenor, ca lumea, aveai numai 27 de kilograme. Și ai primit o etichetă, că nu prea ești pentru box, nu? Da. Da, din păcate, începutul a fost cumva, îmi dau seama că pentru un copil nu este un început foarte bun, adică în momentul în care oamenii îți spun că nu ești bun pentru box, că nu ai fizic pentru box, nici nu vreau și nu o să spun numele antrenorului care mi-a spus asta, dar mi-a zis tot timpul că sunt antitalent, că nu am deloc talent pentru box și după ce am mai crescut și am început să am totuși rezultate, ne-am întâlnit și povestind... Bine, tu ești un om delicat, un om blând, cred că nu ai bătut obrazul, el, decât indirect l-ai făcut să înțeleagă. El mi-a că n-a fost pedagogic deloc. Da, da. Cum procedase. A zis că pentru el rămân același antitalent care am fost de mic. A, deci nu știu de el ce. El o susține așa. Da. Nu știu de ce, sincer. Nu știu care a fost motivul, dar cred întotdeauna și eu întotdeauna mi-am dorit ca din experiențele negative trăite de mine niciodată să nu încerc să-i fac pe alții să se simtă la fel de prost cum am simțit eu. Și cred că pentru un copil, pentru un tânăr, să-i spui lucruri de genul ăsta, este foarte greu. Și de asta eu cred că poate orice săpa copil... atât de urât de rău în conștiința și sufletul lui și chiar poți să-l îndepărtezi de un drum pe care poate vrea să plece. Să știți că și câteodată... Nu e nici părintește, nici pedagogic să nu, pui etichete și... de-astea la o vârstă atât de fragedă. Aveam zile sau seri sau nopți când mă gândeam, oare de ce? Sau... Dar bine, frumos e că tu ai crezut în tine, de-aia spun că ăsta e un moment care trebuie subliniat, pentru că s-ar putea să fie și alți apărut, copii care să treacă prin așa ceva. După aceea a apărut Eustațiu Mărgărit, care îl știți foarte bine. Că, profesor universitar, da, fost boxer de și calitate, antrenor. Eustațiu Mărgărit antrenor. A fost exact probabil ce mi-a trebuit. Adică a fost un om care
a crezut în mine și nu știu, câteodată mă gândesc sincer, nu știu dacă a crezut 100% atât de mult cât îmi spunea mie. Adică pentru el eram cel mai mare talent care exista, pentru el eram cel mai mare boxer. Deci o altă pedagogie, apropo exact. De primul care ți-a spus ce ți-a spus. Da, îmi zicea întotdeauna vei ajunge foarte mare și asta zic, a venit acest profesor care mi-a clădit-o cu tot o altă impresie. La 9 ani a început, la 12 ani a fost întâlnirea cu Tanțu Mărgării, nu? Da. Și apoi... Îmi cer scuze pentru voce, cred că am răcit puțin. E la modă când facem înregistrarea asta, schimbările astea atât de dese de temperatură, vremea care ne joacă atâtea feste, își pun amprenta și pe modul cum vorbim și pe... Da, nu asta da, domn profesor a avut un rol extraordinar în... nu numai în cariera mea de boxer, ci și în viața mea. Fiindcă v-a spus... Într-un fel ai spus tu și nu e o vorbă așa în vânt, al doilea părinte. Da, al doilea tată. Atât de mult așa m-a făcut să cred în mine și așa avea, nu știu, un stil așa convingător de a-mi spune, mă făcea să cred în mine, adică, încă o dată zic, nu știu dacă eram chiar așa cum îmi spunea el sau eram jumătate sau un sfert, dar el m-a făcut să cred că pot să ajung, adică de mic știam, visam să ajung campion mondial. Da, e bine să-ți propui o țintă cât mai înaltă, aparent poate inabordabilă, pentru că este o acă spre care te duci și îți urmezi cursul. Apropo, Neatanțu, mi-aduc aminte că a fost lângă mine când am comentat, da, când da. Am trăit acel meci din 97 și aproape la fel, deși era un specialist, era și el atât de transpus în dramatismul acelei întâlniri, încât a avut și el niște ieșiri din astea total necontrolate și atipice pentru un antrenor și pentru un părinte. Striga la mine, striga la microfon, striga la cei care ne ascultau. Da, da, da. Da, nu a fost, adică cu povestea lui. Bun, dar până atunci mai avem niște pași de urmat și ar fi acest pas atât de important pentru că, într-un fel, ai avut cariera jalonată foarte frumos. Aici îl avem o imagine cu tatăl tău, spuneam campion național de raliu, un îndrăgostit de automobilism, un om cu o stare materială bună, dar care te-a și încurajat într-o perioadă a vieții pentru ceea ce aveai de făcut, ceea ce drumul pe care plecase, altă dată nu prea a făcut-o. Da, tata a avut categoric un rol foarte important în viața mea și m-a ajutat enorm de mult. Adică el, spre exemplu, era un om foarte dur și foarte mult am învățat de la el să nu cedez niciodată, să, cum să zic eu, dacă am zis că fac ceva, să nu te lași chiar să faci. Să fac indiferent dacă este greu sau nu. Acum, normal că, spre exemplu, cred câteodată, timpul trecând, spre exemplu, după ce am ajuns la o anumită vârstă, a fost poate puțin mai dificil modul acesta de comunicare. Dar... A avut rolul și rostul lui. Da, dar întotdeauna trebuie să spun că tata a avut un rol foarte important în viața mea. Apropo de personaje care ți-au fost alături și, să spunem, ți-au suflat în pânze, un rol deosebit l-a avut bunicul tău, căruia tu atât de frumos spuneai o tata Ștefan. El a crezut tot timpul în tine, el te-a încurajat și în cele mai grele momente și cele mai delicate momente, când tatăl tău poate te critica, bunicul era cel care știa să-ți, cu o vorbă bună, să te trimită, să te împingă mai departe. Da, o tata a fost tot timpul alături de mine. Tot așa e frumos a avut... o tata, să-i spun. Da. Asta e o denumire regională pentru bunic, o tata, sau era la voi în familie? Așa, de așa când, adică, nu știu, de când... De copil așa i-ai spus. De când m-am știut, așa i-am spus. Da. Da, a avut un rol foarte, foarte important, fiindcă tot așa era genul de om care îmi dădea și avea încredere în mine și îmi dădea și mie foarte multă încredere. Și cred că era o perioadă în care, mai ales, eu cred că și regimul acela comunist a avut o influență destul de negativă asupra oamenilor.
oamenii erau cumva tot timpul ținuți așa sub papuc, să nu aibă curajul să ridice capul prea mult. Să nu aibă personalitate, să nu își dorească prea mult, să fie obedienții. Și de asta cred eu că în vremurile astea foarte grele, un om cum a fost domn profesor și cum a fost bunicul meu, au avut un rol foarte important. Adică pe mine au reușit să mă facă să am o încredere în mine. Aveam câteodată, bineînțeles, mai mare decât trebuia. Bineînțeles, câteodată mă și costa foarte mult încrederea asta. Era un preț. Exagerată, dar totuși cred că pe de-o parte mi-a prins bine. Da. Avem aici o imagine extrem de interesantă și importantă. Doi mari campioni ai boxului românesc din aceeași regiune geografică, Reșița, Francis Vaștag în stânga și în dreapta Mihai Leu. O rivalitate la nivelul copiilor, s-a avut niște meciuri unul cu altul, în jurul lor s-au spus o grămadă povești, din păcate mai puțin adevărate. Important este că voi ați depășit aceste patime ale altora și ați fost și ați rămas foarte buni prieteni. Iar cea mai frumoasă confirmare este în această fotografie, vara anului 1987, când o minte înțeleaptă la nivelul Federației Române de Fotbal a înțeles că e păcat să se piardă unul dintre cei doi potențial mari sportivi, mari boxeri ai României și v-au trecut la categorii diferite. Tu ai rămas la 63-500, Ferii a urcat la 67 și amândoi ați reușit unde, alundeva, decât la Havana, în capitala boxului amator, pe care cunoscătorii o apreciază și o știu, pentru că de acolo plecau cei mai mari campioni ai boxului amator an și an de zile, să cuceriți amândoi medaliile de aur. Medalii de aur care, iată, le avem acolo la pieptul vostru, avem aici medalia, este frumos că ai păstrat-o, medalia ta de campion. Nu mai este în cele mai bune condiții, dar prima medalie, au trecut ceva. Dar valoarea ei simbolică este extraordinară. Bineînțeles. O vedem acolo la pieptul tău și al lui Ferii Vaștag. E un moment despre care trebuie să vorbim, pentru că într-adevăr a avut o însemnătate. Era prima dată când România, în afara granițelor țării, avea doi campioni și datorită faptului că acolo a fost un lot foarte restrâns. Iată, vedem aici în stânga imaginii arbitru Doru Banciu, care a fost și conducătorul delegației, Vaștag, Relu Auraș, antrenorul lotului de atunci, Mihai Leu. Relu ține trofeul acordat echipei clasată pe locul 3. Da. Pentru că, iată, cu numai 3 boxeri am luat 2 medalii. Pentru Ghion, Nicolae Aliuță, unul dintre frații talentați și în fotbal și în box ai familiei Aliuță, nu a luat atunci medalie. Și la muscă era Aliuță. Și el a pierdut, cred că semi, da, muscă sau semi-muscă făcea. I-am și stat în colț când a boxat, fiindcă ne ajutam unii pe alții. Păi da, n-aveai decât un antrenor, delegație, nu putea să le da. Delegație foarte restrânsă, dar bine, și el a fost un boxer extraordinar. Foarte bun, talentat, da, un. Și a avut pur și simplu, eu cred că, ghinion. Adică a fost o seară nu foarte bună, a fost un meci destul de strâns, cred că cu un bulgar a pierdut. Un meci pe care putea să-l și câștige, dar, mă rog, ăsta e sportul. Și noi, la vremea respectivă, România făcea economii foarte mari și am fost o delegație și distanță mare, tocmai la Havana, da. Cheltuielile erau destul de importante. Doar 3 boxeri, la vremea respectivă, a hotărât Federația, bine, împreună cu Relu Auraș, să meargă doar boxerii care sunt sigur de medalii. Șanse reale la medalii. E greu să spui așa, da, ceva, asta nu, dar, se, nu, da, este fizică, atomică, nu e nu știu ce, ca să calculezi în felul ăsta, dar erau niște date care ofereau această premisă. Într-adevăr, eficiență extraordinară. Dacă stai să gândești 3 boxeri, 2 medalii și 2 medalii de aur. Da. Două, într-adevăr, o bucurie. Trebuie spus că tu te prezentai la acel moment cu deja 4 titluri de campion național. Da. Cucerit la juniori. Ai început primul titlu, iată, l-am aici notat, la 45 kg, apoi ai urcat la 57, 60 și ultimul era la categoria la care boxași la campionatul mondial, 63,5 kg. 63,5, da. Deci 6 ani de box amator, așa recapitulând, 4 titluri de campion național în România și apoi, o să vorbim despre mai, 2 titluri de campion național de amator și în Germania, al Germaniei. Da, după ce am plecat din România, în Germania am boxat și acolo am primit cetățenia germană
foarte rapid și am boxat în campionatul Germaniei. Când te-ai dus în Germania, aveai un blazon. Erau cei de acolo, știau clar că ești campion mondial, de-aia te-aș accepta și te-au imediat, te-au m-a legitimat. M-a ajutat foarte mult asta, dar sigur, să știți că... Nu erai un necunoscut. Dar nu a fost neapărat cum credeam că va fi. Am vizat la cu totul altceva. Nu, dar... sunt nuanțe, dar ar trebui să le vorbim, pentru că și din asta trebuie învățat, pentru că una visezi și alta crezi și alta e realitatea, mai ales într-o țară precum Germania. Haideți să vorbim puțin de acest titlu de campion mondial, pentru că ce e interesant tu acolo, ți-ai câștigat toate meciurile cu 5-0, ai avut victorii în unanimitate, nu ai avut niciun meci și ai avut în semifinale un sovietic, parcă nu? Da, da, un rus și în, da, care erau foarte bine în cotați, finală foarte un puteri. Irlandez care a devenit și... campion mondial la profesioniști după aceea. Aha. Deci e clar că ai avut adversarii. Noi aveam o echipă foarte bună de box în România, fără doar și poate. Iarăși trebuie să spun, deși multă lume am văzut la ora asta, sunt multe discuții la lotul de box, eu cred că Relu Auraș a fost un antrenor foarte bun. Acum fiecare a învățat foarte multe de la Eustațiu Mărgărit, a avut niște planuri de antrenament pe care a știut să le pună foarte bine în practică. Ce rețin eu că știa să ne aducă foarte bine în formă înaintea meciului, fiindcă... La momentul potrivit, da. Și ăsta este un lucru extrem de creșterea important. Da. Acum, nu știu, că poate n-a fost categoric, n-a fost un antrenor perfect, cum nici nu există, da, pe globul ăsta. Da, nu e nici sportiv, nici antrenor, dar toți au... Dar eu zic că a fost unul dintre marii antrenori pe care i-a avut România. Dovadă rezultate pe care le-a avut, între care și această dublă de campion mondial obținută... Și asta cu departajarea, să zic, între mine și Feri. Eu cu Feri, bineînțeles că am fost adversari, să știți că nu am vorbit niciodată despre meciurile noastre de box. Păi mi-nchipă. Deci ne-am întâlnit încă de, nici nu știu, de... Aveți o viață în urmă, ori, da. Da. Nu am vorbit niciodată. Păi da, au făcut-o alții și au făcut-o cum n-ar fi trebuit, din păcate. Dar... Mi-aduc aminte că am trăit perioadele alea și chiar mi se părea așa total anormal. Oameni din presă, oameni care scriau, oameni care trăiau de pe urma acestei, să încerce să vă învrăjbească tocmai pentru a căuta senzaționalul. Și atunci parcă nu erau vremurile de acum când numai asta se caută. Da, dar voi erați doi copii. Spus, uitați, separarea noastră la categorii a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe cele care mai putea să le facă, fiindcă, nu știu, poate că, clar, mergea numai unul la mondiale, nu? Sigur că clar că trebuia. Se putea lua numai o medalie, n-aveai cum să iei două la aceeași categorie. Exact. Și de asta, cred că cine s-a gândit la asta la momentul respectiv, nu știu să spun exact, dar cred că au făcut o alegere foarte bună. Bun, și proba a fost că, iată, două medalii de aur și încă o dată spun, se le obții la Havana. Adică deja e un argument în plus pentru valoarea acelor medalii. Concurența era extraordinară, au fost acolo câteva zeci de țări, sute de boxeri care, și atunci erau concurențe la fiecare categorie, se urca în piramidă până ajungeai în fazele finale, aveai de trecut niște meciuri. Bine, normal că toată lumea se aștepta la un turneu foarte greu, așa cum a și fost, dar noi eram întotdeauna, eu cred că, foarte bine pregătiți. Mie îmi pare rău de Aliuță și sunt sigur că dacă, nu știu, a fost o întâmplare așa de a pierdut în primul meci, dar și el cred că lua o medalie. Ar fost chiar extraordinar, în sfârșit. Bine că a fost și așa, dar într-adevăr, sportul în general și boxul în special are niște secunde, niște fracțiuni de secundă poate în care se poate schimba un destin al unui meci, al unui sportiv. Din păcate, adică astea sunt, nu trebuie da, întotdeauna e, exact, să nu ținem cont de ele. Da, se poate face diferența foarte ușor de la, nu știu, de la o lovitură sau de la o... Hai să ieșim din, să spunem, dintre corzile ringului. Cum a fost viața la Havana? Ați apucat să vedeți și voi ceva acolo? Apropo de atmosferă, de oamenii care erau vorbea celebre, Samba, si, trabajo, no, adică un popor vesel, mai puțin îndemnat să, și datorită căldurii specifice, spre muncă, spre efort, mai mult spre distracție, spre... Noi stăteam într-un hotel foarte mare, în afară de hotel și sălile de antrenament. Într-o singură zi am fost în Havana, în centru, dar nici nu știu, cred că jumătate de oră. Sincer vă spun că n-am văzut nimic. Mare lucru n-ați văzut. Nu. După ce s-a terminat competiția, aveam avionul la două zile după ce s-a terminat,
dar eram atât de obosiți, totodată și fericiți, că n-am stat decât la plajă, lângă hotel și n-am fost niciunde. Am înțeles, Mihai, intrând acum și dincolo de latura sportivă a momentelor, că de atunci v-a încolțit vouă în minte ideea de a merge, de a da, rămâne în străinătate, de a boxa în străinătate. Da, adică a continuat cariera de boxer, dar în altă țară. Da, atunci țin minte, bine, eu, să zic așa, am avut ceva probleme din domeniul ăsta dinainte de a pleca în Cuba. Tatăl meu, cred că în 1978, a vrut să rămână în Austria. Și chiar de atunci, a fost, eu, chiar dacă, a stat o perioadă. Da, a fost în lagăr, a vrut să plece de acolo, nu mai știu, într-una dintre țările în care se putea pleca la momentul respectiv, America sau Canada. Da. Bineînțeles că securitatea din România a aflat asta, el s-a întors după o perioadă, dar se știa. Și eu, chiar dacă eram așa, eram un băiat cu minte, eram la locul tău, nu prea aș făceau probleme din cauza mea. Să precizăm un lucru, scuze-mă că întrerup. Tu ai fost acolo, erai la Steaua legitimat în momentul când înainte ai fost la... Înainte la Dinamo. Ai fost Dinamo și aici, la momentul mondialului, erai la Steaua, nu? Dacă iar ferii de la Bocșa, nu? De la Metalul Bocșa, parcă. Nu mai știu și ferii, a ajuns la Steaua, dar nu știu dacă mai târziu, înainte sau după. Mai târziu după aia, dar la momentul dar norocul mondiale. Meu a fost că eram la Steaua, fiindcă a intervenit Valentin Ceaușescu, altfel, ceistul care se ocupa de mine a dat aviz negativ pentru plecarea știu mea. Știu antecedentele din familie. Da, și ținând cont că treceam prin Canada, a zis că poate rămâne. Și când am mers încolo în Canada, Feri a zis, noaptea, hai să rămânem aici. Și i-am zis, Feri, ați avut o escală în Canada, nu? Da, 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 noaptea, am stat câteva ore în Canada. Și i-am zis, am muncit atât, ne-am pregătit și hai să boxăm și rămânem. Asta era la dus. La dus, drumul, da, de dus spre mondiale. La întoarcere eram așa de fericiți că n-am mai... Vă doreați să vă întoarceți acasă, să vă bucurați. Da, 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 n-am mai vrut să rămânem la întoarcere. Mm-hmm. Ce interesant că am înțeles că la aeroport la București au așteptat atât tata cât și bunicu, a venit și el la București. Și apropo de starea materială, cadou primit atunci de la familia ta a fost deosebit. O mașină și un apartament în București, nu? Da, oarecum am primit, spre exemplu, o aprobare de mașină și tatăl meu a plătit mașina și apartamentul l-am primit de la, de la club. Clubul Dinamo, da. A trecut să iei pomul la Dinamo? Sau era deja dinainte? Da, l-am primit de la Dinamo ca să mă întorc la Dinamo. Uh-huh. Acum, da, era tentația, era, da... Nu, știți ce s-a întâmplat? Nu, pur și simplu, deci înainte să plec la Steaua, eu urma să fac stagiu militar acela de 9 luni. Știți că pe... Obligatoriu, da. În vremea aceea, dacă intrai la facultate, făceai 9 luni. 9 luni, da. Ceilalți un an și 4 luni. Și practic Dinamo nu avea armată cu termen redus și înainte să plec în Cuba, Dinamo și Steaua au ajuns la o înțelegere. Eu vă spun, aha, acum ce mi s-a spus mie. Da, acum... dar nu, e clar, uite, e interesant, da, că deși mari rivale, găseau puterea să înțeleagă pentru interesul unui sportiv și a unei cauze comune. Da, fiindcă eu nu mă prezentasem la înrolare, Steaua emisese mandat de încorporare, Dinamo, eu nu vreau să mă angajez și atunci nu putea să-mi emită, ei nu aveau armată în asta pe termen redus. Și atunci, înainte să plec, deci eu au făcut un schimb, am înțeles că eu am plecat la Steaua și nu știu ce înțelegere au avut ei cu Steaua. După ce am plecat, ei au spus că schimbul ăsta s-a făcut definitiv. După ce am devenit campion mondial, Dinamo a zis că au făcut schimbul doar pe perioada armatei. Normal, vreau să-și aducă în grădină, Steaua a zis că l-au făcut definitiv. Între timp eu am rămas în Grecia și după aia Steaua a zis că... Nu mai vrea nimeni acum să te... Nu mai vrea nimeni. Nu mai te dorea nimeni, da, exact. Aveai grad când ai rămas în Grecia? Nu, fiindcă nu am vrut să mă angajez. Nu aveai grad. Și eram, practic, se terminase armata aceea de 9 luni, terminasem facultatea și... A, deci nu mai nu erai știu, obligat probabil să... că... Nu, scuze, nu terminasem... intrasem la facultate...
și urma probabil după ce termin facultatea. Da, stagiul obligatoriu îl făcuse, da. Deci să punctăm așa în cronologia timpului, era 1988, nu? Campionatul 87. Balcanic. La sfârșitul anului 87. Da. Campionatul Balcanic, în același an cu Mondialul, la Atena, în Grecia. Nu, la Atena, Patras. În lângă. La, cred că 200 de kilometri de Atena. Și acolo ți-ai pus în aplicare planul? Bine, au fost mai multe lucruri care m-au făcut să iau decizia să nu mai vin înapoi. Eu, sincer, știam o gândisei de când ai plecat? Da, da, da. Au pregătisei, o ticluisei. Da, eu știam dinainte să plec în Grecia că nu mă mai întorc. După ce am ajuns acolo, în prima fază am vrut să boxez la Balcaniada, iar după ce se termină Balcaniada, să rămân. Numai că eram foarte agitat. La un moment dat, doctorul lotului național, doctorul Radovici, da, cred că m-a simțit, fiindcă m-a chemat la el în cameră. O experiență extraordinară, ani de zile. Mi-a spus un lucru și, deci după ce am plecat de la el din cameră, m-am dus la mine în cameră, mi-am luat geanta și am plecat. Mi-a spus, bine, m-a văzut probabil că sunt agitat. Te-a simțit, da. La un moment dat o rugasem pe recepționera de la hotel să-mi caute un număr de telefon. Ea m-a strigat chiar atunci când eram cu toții jos. Am avut noroc că n-a sesizat nimeni, dar el probabil că a făcut legătura. Da? Și mi-a zis, face, dacă aș fi mai tânăr, așa i-aș da și eu dracului pe toți. Și practic ăla a fost momentul... Radovici, da, da, da. Ăla părinte a fost momentul... pentru generații, da, generații, da, de, da, boxeri, un om iubit extraordinar și apreciat și meseriaș, dar și suflet extraordinar. Dar atunci m-am gândit că dacă și-a dat seama și altcineva, uh-huh, și m-am dus în cameră, m-am luat geanta și am plecat. Da. Aveai ceva pregătit? Că e o poveste ca de film, totuși, cum ai plecat tu de acolo. Normal că la tot ce era în România și faptul că aveam o situație bună, toată lumea credea că am avut nu știu ce aranjamente, dar sincer vă spun, n-am avut niciun aranjament. Aveam un prieten în Franța, Radu, care rămăsese și el cu câteva luni înainte și l-am sunat pe el și l-am întrebat, Radu, ajută-mă, vreau să ajung în Franța. Eu, de fapt, vreau să ajung în Franța. Mă cunoscusem cu antrenorul naționalei Franței, era un fost boxer și antrenorul la mea, dacă vreodată te gândești să rămâi în străinătate, caută-mă. Și am zis, dacă o vorbă aruncată așa și care e asăpat. Dacă tot rămân, mă duc în Franța. Și Radu m-a învățat să mă duc la Atena, la restaurantul București, în cartierul Calitea. Și mi-a zis, acolo se strâng românii și vezi tu, te descurci acolo. Și m-a luat un băiat la el acasă, da. M-au dus și la o sală de box, acolo i-am rugat să mă ducă la o sală de box, dar cei care de la sală au vrut să rămân în Grecia, numai că nu îmi plăcea Grecia și n-am vrut să rămân acolo. Și după o perioadă, cam două luni am stat în Grecia și cu destul de multe peripeții, am ajuns în Franța. Ăștia nu te căutau de la lotul nostru? Ba, m-au căutat foarte mult și chiar țin minte, Relo Auraș a dat o declarație, știți că l-au chemat la securitate. Era normal. Acum eu tot ce vă spun, vă spun aflate ce după am aia, aflat da. După. Normal, n-aveai cum să le știi atunci. Și a zis Relo Auraș când l-au chemat la securitate. Bine, prima dată au zis că să mă caute prin spitale, poate am pățit ceva, să mă caute pe la poliție, poate s-a întâmplat ceva. Cineva la un moment dat i-a spus lui Relo Auraș, poate a rămas aici. A zis că nu, băiatul ăsta n-are cum să rămână. Rămâne băiatul meu. Da. Și Relo Auraș mi-a povestit că la securitate, când l-au pus să dea declarație, el le-a spus, domnule, dacă ar fi fost să fac o listă cu persoanele din delegația României care ar fi rămas în Grecia, pe mine m-aș fi pus înaintea lui. Da. Și clar că nu s-a gândit că aș fi... Da. Ei surprins pe toți. Da. Tu n-ai apucat să-ți spui nimănui, nu? Nu. Am vorbit cu tata o seară înainte de a pleca. Feri a fost și el atunci și la Balcanina cu tine a mai fost? Bine, că tot așa, niciodată n-am vorbit cu Feri pe tema asta. Am vrut să-i spun lui Feri, că și mie mi-era greu singur, să-i spun Feri, hai să rămânem împreună, da. Numai că la situația care era,
mă gândeam să nu creadă vreunul că vreau să-l verific sau să... Da, da, suspiciuni, era starea aceea. După ce îi spuneam, poate s-ar fi dus și m-ar fi spus el pe mine ca să arate că este corect. Sau să se apere, da, să se protejeze. Stăteam în cameră cu Sorin Timofte de la Iași, care a murit, Dumnezeu să-l ierte, și am zis lui Sorin, el avea niște dolari la el, eu aveam lei mai mulți, și am zis, Sorine, dă mie dolarii tăi. Și a zis, Mihai, mă gândesc până mâine dimineață și îți spun dacă da sau nu. Și eu i-am zis, dar tot așa, nu s-a prins, nu. I-am zis, Sorine, mâine dimineață s-ar putea să fie prea târziu, da. I-am zis, zi-mi acum. Da, da, da. Și până la urmă am luat decizia să plec singur. Hai să intrăm în mintea copilului de atunci. Ce te-a făcut totuși să alegi drumul ăsta, deși erau niște riscuri extraordinare și pentru tine și pentru familia care rămăsese în țară? M-am zis, hai să recapitulăm, o situație bună în țară și totuși îți doreai libertatea asta. În primul rând, toată situația asta cu regimul comunist care era și, spre exemplu, la Dinamo am avut la un moment dat o întâmplare, era un colonel la contrainformații, m-a chemat la el și mi-a zis într-o zi, a zis, Mihai, știi, tu ești un băiat cu minte, noi o să avem grijă de tine, dar tu mai ai colegi care mai vorbesc urât de România, care tu să vii să ne spui. Da. Și eu i-am spus, aveam 19 ani, că poate, nu știu, mă gândesc, poate dacă aveam altă vârstă, îi răspundeam mai diplomat, dar i-am spus, tovarășul colonel, sunt colegii mei, eu nu pot să fac așa ceva. Și mi-a zis atunci, nu poți să faci, a zis, las că o să vedem noi dacă faci sau nu. Și de asta eu, toate deplasările care erau în țări capitaliste, eu eram tăiat de pe listă. Și normal că mă durea asta, adică eu plecam numai în Ungaria, plecam în DDR, Rusia, numai țări de genul ăsta. Și normal că mă durea foarte mult, acum dacă ei, nu știu, au gândit-o bine că eu voi rămâne într-o zi sau poate că tocmai lucrurile astea m-au ambiționat să nu mai vin înapoi, tot așa, nu știu să spun. Deci exact a picurat acum. Și asta. Da. Am zis că mai fost și o întâmplare aparent cu Iz Copilăresc, cu acel casetofon pe care ți-l luase și care ți-a fost confiscat. Să știți că și aia a contat puțin, adică eu ce am constatat în România. Explic-o la momentul respectiv. Eu doar am amintit-o. Deci eu și Feri ne-am luat din Cuba, bine, ne-am vândut echipamentul, deci nu aveam nu știu câți bani. Ca și să faceți orice niște bănuți. Ne-am vândut echipamentele și ne-am cumpărat două casetofoane. Și când am ajuns pe aeroport la Otopeni, la mine a fost o vame și o doamnă, bine, tovarășe, cred că îi ziceam, da. La momentul respectiv și a văzut două casetofoane, a zis, ce ai aici? Și am zis, eu copil, poate nici nu mă gândeam. Da. I-am zis, zic, am două casetofoane. Abia făcut da, 18 ani. 19. No, 19. I-am zis, am două casetofoane, dar nu le mai scoateți. Și mi-a zis, cum să nu le scot, mă, nesimțitule? Nu știi că n-ai voie să vii cu așa ceva. Le-a scos, mi le-a luat. A doua zi le-am primit înapoi. Mă rog, cineva din miliție a intervenit și le-am primit înapoi. Dar cumva atât de umilit m-am simțit, adică muncisem. Ce mare am lucru, făcut era un casetofon. Da. Bine, pentru vârsta voastră aveați și să ascultați exact. O casetă. Să... Da, păi ascultam muzică în cantonament, asta făceam, da. Nu făceam nimic altceva. Și mi-am dat seama... Nu luase ceva, îți face specul, îți face zbigința, nu aveam, voi, da. Da, înțeleg. Da, da, așa. Mi-am dat seama, m-a pus foarte mult pe gânduri și lucrul ăla, faptul că tu de fapt nu însemnai nimic, tu n-aveai niciun drept, erai așa, erai, adică erai chiar la dispoziția oricui vrea să poată să-ți facă ceva. Da, eu țin să dai aceste exemple particulare, pentru că din ele oamenii învață cam cum se trăia și cu ce presiune era atunci pe sufletul și pe mintea oricăruia dintre noi. Indiferent cât da, de bine ți-ar fi fost apare material, nu puteai să te bucuri de niște lucruri, n-aveai... Dar să știți că astea erau cele mai... Eu cred că cele mai deranjante să lucruri. Pau, da. Că, bine, că dormeam în frig, normal că nu era prea bine, da? Asta era pentru toți, da. Da. Dar astea au fost mai multe întâmplări, așa, care toate adunate și atunci am zis, zic, când plec prima dată, nu mai vin înapoi. Lui Nicu, tatălui tău îi spus. Am vorbit seara știa cu el. Sau l-ai sunat de acolo? Nu, bine, l-am sunat și după aia, dar ne-am întâlnit în seara înainte să plec.
eu în Grecia, a doua zi plecam cu avionul, nu mai știu, dimineața de tot la 6 și i-am spus că eu cred că n-am să mai vin înapoi. Și a zis că indiferent ce decid, ei vor fi alături lângă de mine. Tine, da. Da, da, da. Bun, haide acum să telenovela acelui drum care a pornit de la Atena, Franța, cum ai ajuns până la urmă în Germania? Bine, din Atena până în Italia am trecut cu Bacu. Atunci am stat practic într-o ladă sub patul unui șofer de tir. Am stat 36 de ore. Am stat așa de mult fiindcă tirul trebuia băgat înainte pentru vamă, da, pentru controle. Și formalitățile alea, mult, da, nu, drumul, da, era, da, atât cât s-a așteptat. Exact, și după aceea până a scos, da. Și atunci am stat până la trecerea în Italia, am stat în ladă, a fost... Și n-ai ieșit deloc de acolo, nu aveai necesități de... Ce să nici nu... Mai ridicam capacul așa cu... Pentru respirație. Mi-am dat seama după aia, spre exemplu, că puteam să ies, dar șoferul de tir și normal, dacă mi-ar fi zis poți să ieși, poate mă vedea cineva pe acolo pe vapor. El avea probleme, practic. Da, era frică și lui. Era român șoferul? Nu, un englez. Un englez. Și i-ai dat ceva? Radu i-a dat $700 care, mă rog, tatăl meu i-a dat familiei lui în România. S-a făcut un circuit așa. Da, da, da. Mm-hmm. Și Radu i-a dat $700 și te-a dus ne-a lăsat în Paris. A, te-a dus până, da, până din Italia, intra în Franța și... Până în Paris și în Paris am fost la un restaurant, se strângeau românii la un restaurant Montjardin și am învățat să mă duc acolo, am ajuns acolo, mi-au dat să mănânc și m-a luat un băiat la el acasă. Am stat câteva zile. Bine, acum toți care erau acolo nu se ocupau cu lucruri așa tocmai ortodoxe, curate, cum se spune, da. După câteva zile m-a văzut cel la care am stat și a zis: bă, băiatule, locul tău nu e aici lângă noi. A, nu era aici. Ți-a dat seama că era altă calitate, altă... Da, dacă eu n-am, poate, nu știu... N-aveai îndemânările pe care le aveau ei. Să le spunem așa, în ghilimele. Și a vorbit cu cineva și în portbagajul unei mașini m-au trecut în Germania. Din Lada ai trecut în portbagaj. Da, oricum a fost altceva. Un confort mai bun. Da, da. Deci până în Franța, în Lada... Și în Germania am ajuns la o familie din Franța, de... Franța, în Germania, în portbagaj. De români, unde, mă rog, era o mătușă de-a mea care plecase cu o zi înainte din România, o zi înainte să plec eu în Grecia. Uh-huh. Și... am stat la o familie de români. A fost și familia care mi-a furat primii bani pe care i-am câștigat în Germania. Noi suntem români. Prima dată chiar am zis... Bine, toți pe la care am stat și în Grecia și în Franța erau oameni care nu se ocupau cu lucruri. Păi apropo de asta, este bine că n-ai fost tentat și tu să apuci pe drumurile lor. Ți-ai păstrat linia și ți-ai văzut de ale tale, că da, tentațiile erau mari. Da, dar asta vreau să zic, că și au văzut și m-au și sfătuit să plec de lângă ei. Da, și-au dat seama că nu meriți. Dar acest om la care am stat în Germania a fost un om care avea un loc de muncă, se ducea la serviciu în fiecare zi, avea familie, avea un apartament al lui și el mi-a furat primii bani. Nu ți-a furat fizic, ți-a și însușit, nu am înțeles? Așa, da. 20.000 de mărci, nu? Da, da, da. Care ți-e spus rădat și pentru ceva erau destinați. Păi pentru mine erau la vremea aia... O aur, deci sigur n-aveam că da. Nici o marcă, deci nu că nu aveam bani, nici măcar o marcă. Și mi-a luat pe toți. Oameni buni, oameni de treabă. Da, și cum ți-ai revenit? Cum ai făcut pasul următor? Pe urmă că... N-am știut în prima fază. Acum nu știu, că cei de la Leverkusen ei spun că i-ar fi dat banii, că el a spus că mi-i dă mie. Acum nu știu exact care să-ți fi... Să-ți dea să ai bani de cheltuială, da, de întreținere? Păi da, n-aveam nici haine, n-aveam cu ce să mă îmbrac, n-aveam ce să mănânc, n-aveam absolut nimic. Și aveai 19 ani, nu? 19 ani, da. Și de asta, prima perioadă în Germania a fost extraordinar de,
de grea. După ce le-am zis celor din Germania că nu am niciun ban, au început să-mi dea 500 de marci pe lună, ceea ce nu știam dacă e mult sau puțin, dar era ceva. Că era, da, dar tot era foarte puțin. Și după aceea iarăși m-a păcălit un român. Eu îmi lăsasem carnetul de conducere acasă și mi-a zis că dacă îi dau 500 de mărci, mi-aduce carnetul din România. Și tu? Mie cum îmi plăcea să conduc, i-am dat banii. Și carnetul n-a mai nu niciodată. Nu am mai primit nici ăla. Și au fost primele experiențe care m-au învățat să fiu... Dar așa poate ce a fost... Să fii mai circumspect, mai atent, mai... Da, da, normal că m-au învățat foarte mult toate astea, m-au călit, dar cred că cel mai mult așa ce m-a durut, modul în care te tratau anumiți oameni când vedeau că, nu știu, că n-ai nimic sau că nu poți să le fii de niciun folos sau că nu e, sau nu știu, că da, ești da. Nimeni. Asta cred că m-a durut cel mai mult. Dar e bine că, să spunem așa, te-au întărit totuși lucrurile astea. A fost durerea firesc care, uite, și acum ți-o amintești, dar ai făcut pașii necesari înainte. Da, dar cred că așa... Iar într-un fel, boxul sport a fost colacul de salvare și barca care te-a ținut deasupra. Da, m-a ajutat foarte mult boxul. Nu știu, și cred că m-a ajutat așa și cumva să mă formez în viață. Adică poate că de asta și m-am învățat, nu știu, să fiu luptător, să nu renunț, să nu cad așa de la să nu cedezi, prima lovitură. Să nu, da. Să nu te lași doborât. Și te legitima la Leverkusen. Leverkusen, da. Echipa care, iată, acum produce o surpriză în toată istoria ei la fotbal. Orașul da. Care e aproape de a luat titlul de campion al Germaniei. Atunci nu erau așa. Și au început meciurile în echipa de amatori. Bine, au început după circa 6 luni, fiindcă exista, sau poate o mai există perioadă și acum, care trebuia exact, 6 luni de zile nu am avut voie drept să boxez. Da. Evolua, da. Și după 6 luni am început să boxez. A fost o perioadă foarte grea, mai ales... La ce categorie ai tu? La 63-500? Nu, am trecut la 67. Da. Mai era și perioada în care încă eram totuși puțin în creștere. Da, și... da. Și ai ieșit de 2 ori campion național al Germaniei, nu? În primul an am pierdut titlul în finală. Mai erau 16 secunde și am pierdut prin knockout. Și am învățat foarte multe. Că unul dintre puținele knockout-uri din viață, nu? Singur. Sau singur, e? Dar cum am învățat că... Tocmai merită să-l povestim, că are valoarea asta de unicat. A fost, era practic, asta a fost finala campionatului din 1987 în Germania. Boxam cu un băiat, îl chema Harald Wildanger. Dădea foarte numai tare. Numai el ții avea... minte. E, cum? Nu uiți. Niciodată. Da. Avea un croșeu de stânga foarte puternic. Am văzut asta la meciurile dinainte. A câștigat toate meciurile până în finală prin knockout. Îl știe, îl citise, cum se spune. Bineînțeles, da. Dar am zis, cum, nu se pune problema. Și întotdeauna, spre exemplu, când, cum era el, să zic, dădea croșeul de dreaptă și croșeul de dreaptă avea un croșeu bun, când vroia să dea, eu îi dădeam cu stânga și atunci nu prea putea să dea. Nu mai te ajungea. Meciul, da, a început meciul, l-am pus eu odată jos în prima repriză, după pe finalul primei reprize l-am mai pus odată jos, a doua repriză l-am bătut iarăși așa de la cap la coadă. Te-a făcut să fii prea încrezător, he? Da. Repriza a treia la fel, fără nicio... Și când mai erau 16 secunde, un croșeu de dreapta, te-a în vorbie... Da. Da, o lecție, sigur. Da, lecție necesară, am învățat da. Că întotdeauna meciul se termină doar atunci când... Sau de ultimul gong. Da. Da, apropo de palmaresul, cifrele întăresc ceea ce ne spui tu, 200 de meciuri în total la amatori în România și Germania, da. 190 de victorii. Da. Palmares frumos. Și cele 6 titluri de campion național, 4 în România, 2 în Germania. Am înțeles că titlurile acelea luate în Germania au grăbit faptul să, ideea să-ți dea cetățenie. Nu, cetățean german am fost făcut înainte, deci în momentul în care am ajuns la Leverkusen,
M-au invitat la un antrenament la lotul național de box. De fapt, nu puteai să boxezi dacă n-aveai cetățenia, da? Da, da, da. Corect. Să... M-au invitat la un antrenament la lotul național de box să fac un sparing cu titularul la categoria 67 de kilograme. Era un boxer al foarte lor, bun. Da. Am făcut cu el, eram și dornic de afirmare și eram la început, l-am bătut. Am venit în Leverkusen acasă, cred că vineri seara, iar sâmbătă am fost la un domn acasă care se ocupa de acte. Da. Acte. Am completat niște formulare și lunea dimineața am avut actul de cetățean german. Au simțit că au nevoie de tine și totul a mers de asta pe repede înainte, bineînțeles, cum bineînțeles că au avut nevoie, că dacă nu, nu mergea tot așa repede. Și apoi în 91 a venit trecerea la profesionism, nu? Da. Ai simțit tu nevoia că trebuie să faci un pas mai mult, că am înțeles că nu prea aveai adversari. La amatori se cam fereau de tine, deja ai să dusese faima. Da, câștigasem cele două campionate ale Germaniei. Spre exemplu, la campionatul pe echipe, care era la ei cel mai important, începuseră să aducă boxeri mai slabi, începea meciul și aruncau prosopul. Eu și eu eram copil, nu eram... Pierdei timpul mai mult. Am început să nu mă mai duc tot timpul la antrenament și la un moment dat mi-am dat seama că dacă voi continua așa fără să mă antrenez, motivație, bineînțeles, voi termina cu boxul. În perioada asta eu tot am primit oferte să trec la profesioniști, dar le-am refuzat și atunci într-o zi m-am decis să trec la profesioniști. Și din prima ai fost la Universum Box Promotion, da, la Hamburg, un club foarte puternic, pentru că dacă ești trecem în revistă pleiada de mari campioni care erau în generație cu tine, nume excepționale. Da, Mihalcevski, Ralf Rochigiani, Artur Gregorian, și Grațianu Rochigiani a fost, da. Frații Klitschko. Să nu mai spunem de cei doi frați, Vitali și Vladimir Klitschko, care ți-au rămas prieteni și peste ani și ani de zile. Bine, cu toți de la Universul m-am rămas în relații foarte bune, comunicăm, mai vorbim la telefon. Și era neamțul al lor Trabant, nu avea un nume de nu? Da, da, era da, unde intra. Și era o fată frumoasă, campioana Germaniei, care Regina eu... Halmiș. Așa, n-am crezut că fata era, a fost chiar pe afiș la una între galele tale. Da, da, da. O fată delicată, frumoasă, dar în ring era foarte dură. O fiară. A fost campioană mondială. Da, 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 da. Frumușică, trăsături de păpușică, așa, dar... Da, da, da. Se trezea fiara din ea și... Da, a fost o echipă foarte bună acolo construită, adică au avut, în afară de faptul că au avut, să zic așa, o viziune foarte clară cei doi manageri, Peter Kohl și Peter Harras, ce vor să facă, au știut și să-și atragă o televiziune puternică. Practic, da, de unde veneau banii mulți, sigur. Exact, și practic, având o situație financiară bună în boxul profesionist, practic își permiteau să aducă orice adversari. Și totdeauna contează, cu cât ai gale mai de calitate, cu atât crește prestigiul, crește interesul. De aici reiese rolul extraordinar al managerului în boxul profesionist, da, care e cu totul altceva decât la amatori. Puterea financiară, influențele, sfera de relații. Da, în boxul profesionist, dacă nu ai un manager puternic, este foarte greu să ajungi și este și logic. Pe de altă parte, fiindcă în toate sporturile este la fel. Și la fotbal, dacă nu ești într-o echipă bună, e greu să câștigi Champions League. Da, chiar dacă tu, nu știu, ești o mare valoare individuală, da. Da, ei trebuie să te pună în valoare, să-ți găsească adversarii care trebuie să facă gale care să atragă, să... Bineînțeles, și spre exemplu, întotdeauna când se ajunge la meciurile, să zic, pentru titlu, meciurile importante, atunci pur și simplu se ajunge ca la un fel de licitație. Și atunci dacă tu nu ai posibilitatea să licitezi o sumă bună, este greu să te implici în lupta pentru, să zic, primele poziții. Primul meci a fost parcă cu Gheza Stipak, ce era slovac, nu primul meci. Da, da, da. Mi-aduc aminte în lista aia de... Da, 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 Gheza Stipak, da. Ai colindat mai multe orașe în Germania, nu numai în Hamburg, unde era sediul clubului, și ai boxat. Nemții iubeau boxul, veneau, umpleau sările unde se organizau aceste gale.
și ai avut adversari diversi care te-au solicitat și te-au pus să-ți valorifici calitățile. Antrenor l-ai avut la început pe Sdunec, Frizunec? Nu, am fost la început... La profesioniști vorbesc. Da, la profesioniști. Bine, Frizunec m-am antrenat cu el și la amatori, dar la profesioniști am avut un antrenor la început, Edgar Daghe, a fost un boxer profesionist, a fost campion mondial la profesioniști și după aceea un american, Chuck Talhami, cred că l-ați și cunoscut. Da, l-am cunoscut și după aceea Chuck. Cu Fritz Stunek m-am antrenat când am devenit campion mondial. Uh-huh. Cu Silaghi unde ai lucrat? La ce perioadă? La Leverkusen. La amator, la Bayer Leverkusen, da. Vom lua și antrenor național ai Germaniei, nu? Da. Valentin Silaghi. Da, Valentin este foarte apreciat în Germania. E și acum acolo, nu? Da, tot păi, acolo. Atâția ani de zile da. A clădit. A rămas în Germania. Grămezi de campioni. Bun, și ajungem la momentul acesta cel mai important. Hamburg, sâmbătă 22 februarie 1997, o sală cu vreo 10.000 de locuri, de spectatori, un meci care s-a dat în sistem codat în Germania și o premieră pentru România, pe care am reușit să o înfăptuim atunci, sprijinit foarte tare de Cristian, în direct în România. Și oră bună și sâmbătă seara, dovadă că, spuneam, ani de zile, peste 10 ani de zile, meciul acesta al tău, epopeea ta de a ajunge în vârful piramidei boxului profesionist, a deținut recordul de audiență în România. Meciul n-a fost deloc ușor. Adversar Santiago Samaniego, iată, aici avem în sinteză, avea 25 de meciuri, era un echilibru la voi, tu 26, tu aveai 26 de meciuri, 26 de victorii, 11 prin knockout. Ce interesant, Samaniego își bătuse aproape toți adversarii prin knockout. Deci era un puncior de temut. Meciul care l-a pierdut după 12 reprize. Da, exact. Și să zic, de la asta am și plecat, știam că trebuie să reziști, să boxez 12 reprize. Să ducă meciul în toate reprizele lui. Da, și totuși, de-aia, pentru că am fost acolo, am trăit acel meci de lângă ring, l-am transmis în România, ajutat de Neatanțu Mărgărit, dar amândoi eram transpuși și transfigurați de ceea ce se întâmpla. Pentru mine era, mai comentasem un campionat european de amatori de la Göteborg în 1991 cu Nea Petrică Henț, marele cronicar al boxului românesc, cu cunoscătorii și aduc aminte, Paul Ochial și Petr Henț, cărți despre box, autoritate de necontestat în România pentru lumea boxului. Acum era a doua oară când transmiteam în direct, aveam așa să și pentru un om care mi-era foarte apropiat. Ți-a fost ție greu, dar mi-a fost și mie, Mihai, să știi. Cred. Mai ales că meciul a avut desfășurarea aia pe care a avut-o el, repriza a patra. Finalul reprizei a patra, momentul de cumpănă al meciului. Îți mai aduci aminte? S-a întâmplat. Cum? N-ai cum să uiți. N-am cum să uit. Bine, și repriza a treia și repriza a patra am luat foarte mulți pumni. Deci au fost două reprize grele de tot. Acum, bine, să știți că m-am uitat într-o zi la meci, acum cred că vreo săptămână, și chiar am văzut, eu primele două reprize, cât stânga mi-a mers bine, am reușit să controlez. Mie tendonul mi s-a rupt în repriza a treia. Eu din repriza a treia am început să am probleme cu stânga bine, și nu mai... Adevărul că pare de necrezut acum să boxez numai cu o singură mână, în meci de titlu mondial. Da, asta cum s-a dovedit la atâția sportivi și atâția oameni, când îți dorești ceva cu adevărat, treci peste orice problemă. Și adrenalina aia pe care o avea, adică iată, într-un fel te-a călăuzit, iată datele din televiziunea care a făcut meciul. Trebuie să spunem că nemții te prezentau de Mihai Löwe. Adică, da. Plus că a mai fost o adevărată telenovelă cu shortul care să aibă pe el și tricolorul, nu mai zic cu drapelul pe care l-ai purtat la final în ring, adus de fratele tău Victor din țară și ținut undeva ascuns, pentru că naționalismul ăsta feroce al lor
trebuia manifestat prin apartenența ta și vizuală la da, țara acum, care te rezduia. Probabil că fiecare, și spre exemplu când am ajuns în Germania, ei mi-au spus Löwe de la început, chiar dacă în acte eu nu eram Löwe. Dar probabil că pentru sport, pentru ce vroiau ei să facă, era mai bine. Și întotdeauna, bine, atunci pentru noi a fost o noutate. Dacă ne uităm în ziua de astăzi, foarte mulți sportivi au un nume în acte și, de fapt, sunt cunoscuți da, sub alt sunt, da, nume. Că da. Numai că atunci, probabil, la vremea respectivă a fost pentru mine și pentru noi ceva nou. Iată, Samaniego în stânga, Leu în dreapta. De ce am oprit pe această imagine? Pentru că e interesantă și povestea short-ului acela care se conține în tricolorul, care am înțeles că în ultima clipă l-ai scos și te-ai îmbrăcat cu el. Da, și cei din Germania cumva s-au ambiționat. Da, bine, dacă ne gândim în ziua de astăzi, practic așa, fără, poate, nu știu, fără un motiv foarte sigur. Adică n-au vrut să am steagul României, la un moment dat n-au vrut să pună imnul României. De ce? Până la urmă, bine, acum s-au schimbat mult lucrurile, că Europa devine numai una, dar au fost niște momente nu foarte plăcute. Februarie 1997. Da. Și ceea ce e interesant, și oamenii trebuie să înțeleagă dincolo de cuvinte, de modestia ta, că tu chiar ai luptat pentru aceste simboluri să existe în ring acolo. Adică tricolorul, imnul țării, drapelul la sfârșit, par niște lucruri așa mărunte, dar atunci au avut semnificația și rolul și rostul lor. Dar eu cred sincer că, spre exemplu, și noi românii avem și calități, avem și defecte. Trebuie să fim mândri că suntem români. Ca orice nație, ca orice popor. Bineînțeles. Nu există niciunii, nu sunt niciunii perfecți, numai că au, nu știu, alt pașaport. Da, și e bine să ai această chestie, nu neapărat de mândrie, dar de orgoliu că parții totuși și tu unei națiuni, unui popor și să ți-o manifesti, nu numai să o ții ascunsă acolo. Și tu ai făcut-o exact când trebuia și cum trebuia. Și asta te-a făcut să fii atât de apreciat, de iubit în România în acea noapte și de acum în continuu, de atunci în continuu. Adică nu e o vorbă în vânt. Sunt gesturi, sunt poate lucruri mărunte, dar care ajung acolo unde trebuie, la sufletul oamenilor. Revenim la acel moment de cum, până la finalul reprizei a patra, deci tu deja erai cu probleme la brațul stâng și a fost o clipă în care tu ai uitat că ești la profesioniști, nu? Bine, oricum, în momentul ăla, tot așa, asta am aflat normal după meci, Ana s-a dus la antrenor și i-a zis să-mi arunce prosopul. Și Fritz Stunek i-a zis să-l mai las o repriză, dacă nu-și revine, îi arunc prosopul. Și când am venit spre colț, eu i-am zis, venind așa, i-am zis, trainer, că așa îi ziceam, zic că ăsta mă omoară. Și m-a luat așa de umeri, m-a trântit pe scaun. Da. Și mi-a zis, gândește-te la Marco și gândește-te că milioane de români așteaptă să câștigi. Marco e băiatul tău? Da. Avea și doi ani în secunda aia, să știți că m-a... Te-a refrișat. Da. Da, ideea este cred că ăla a fost cumva clicul care da, a făcut... A știut, a avut psihologia care trebuia să o aibă și... Da. Ideea este că tu atunci ai scăpat proteza și într-un fel, fără să-ți dai seama că nu era normal, ai făcut semn arbitrului să oprească ca să-ți iei proteza. Iar Samaniego, Vulpoi, bătrân, trecut în toate astea, a profitat și te-a mitraliat cu niște serii de... Două, mi-a dat și am dat și una înapoi. Da. Bine, acum... Oricât ar fi, și dacă a fost greșeala mea, eu zic că el n-a procedat sportiv. Dar nu te așteptai, așteptai să fie sportiv. El te-a lovit urmele acolo, să le vedem noi pe chipul tău. Au fost nu numai de la pumn, că n-avea cum, au fost lovituri cu cotul, cu capul, cu umărul, la înghesuială, adică ăsta avea toate trucurile, venea dintr-o zonă în care boxul profesionist... Are știți cum e, cariera lungă. Astea te ambiționează și te fac mai, da, mai puternic. Apropo, aici, uite, imagine din runda a noua, o rundă în care tu ai fi putut să-l pui pe el la podea. A fost o rundă excelentă a ta, pentru că ți-ai revenit atunci, după acel moment. Da, după de ce a trecut ăla, da, n-am mai avut probleme. Mi-aduc aminte în repriza a noua că noi urlam de acolo și vroiam să te îndemnăm, parcă vreau să punem și noi mâna să te împingem și eu și Neatansu. Insistă, Mihai, du-te, Mihai, du-te pe el, nu știu ce, că puteai să-l stermin tu atunci meciul în repriza a noua. Dar
A mai continuat până la final la repriza 12-a. Apropo 12 de, reprize grele. Deci, ai pomenit numele soției, Ana. Hai să punctăm puțin. Italiancă, cum ai cunoscut-o? Și apropo de box, mi-aduc aminte că ai spus că primul meci la care a venit și culmea, deși multe femei, soții, nu prea vin la meciuri de box dacă au soții, Ana a fost la toate meciurile tale. Rar a lipsit. Dar cum e la primul meci, ai pierdut, nu? Când ea a fost acolo. Da. Așa nu, e, nu? N-a fost însă, nu. A venit la un meci, atunci am câștigat primul meci. Așa. Ăla l-am câștigat în 38 de secunde. Te-ai grăbit. Și după aia urma 13 februarie, eu boxam pe 16 și am zis că pe 16 facem petrecerea de ziua mea. Yes. Am invitat-o normal și pe Ana. Și atunci am pierdut în seara aia, 16 februarie, am pierdut ultimul meci din viața mea. Aha. Și cu ea martori. Nu, n-a fost la meci. A, n-a fost. Nu. Ne-am întâlnit după aia. N-a fost ea prea pasionată de box, dar început să... din 16 februarie, deci noi din acea seară am rămas împreună, nedespărțiți, și de atunci n-am mai pierdut niciun meci. Era la câteva zile după ziua ta, nu? Da. Apropo, deci născut pe 13, ți-a purtat ghinion 13 vreodată? Păi eu știu, nu cred. Nu, nici, și nici măcar n-aș putea să mă gândesc așa. Și mai ales eu care sunt fire optimistă, dacă m-aș gândi așa, mi-ar fi... Da, apropo de zona asta, că treci la una alta, ai avut superstiții, ritualuri, cum se spune, ca da, o mari boxeori? Care da, erau, da, cum da. Erau? Avea multe, adică... A, mai multe, nu numai da, multe. Da. Deci, totdeauna, înainte de fiecare meci de box, făceam exact aceleași lucruri care le-am făcut și la ultimul meu meci, dacă a mers totul bine. Adică, aceeași, bine, ghete, nu mai vorbesc, aceiași ciorapi, același prosop, intram cu stângul în ring, mănușa stângă prima dată, mâncam același fel de mâncare, la același restaurant. O grămadă, dar le țineai minte pe toate? Că dacă e una, două, așa, mai... Nu, toate. Da. Interesant, uite, n-am știut. Deși ne cunoaște atâta timp, chiar toate nu le-am știut și eu. Nu, toate. Le respecta, treceai prin toate etapele, da. Vedeam același film. Deci am văzut din acte canone, cred că l-am văzut de 11 ori. Ba, bun, nu de 28, că 28 de meciuri. Păi nu, numai de la un moment dat când am văzut eu că merge bine cu filmul ăla. Ha, dar atunci l-ai adoptat. Da. Trebuie spus un lucru. Iată, avem finalul meciului, disputei tale cu Samaniego. Apropo, am scris și în cartea Prieteni în Arena Asta, în care un capitol îți este destinat ție alături de arci fost mari campioni, mari sportivi, Ivan Pațaichin, Dobrin, Hagi, Marcel Răducanu. Eu atunci, poate fura de val, mânat mai puțin de rațiune și mai mult de sentimente, am anticipat oarecum decizia. Am spus înainte să pronunțe arbitrii, abia se adunau buletinele, că nu se poate, românul Mihai Leu este, începând de această seară, noul campion mondial al versiunii, nu știu ce și e. Fapt care, spre fericirea și norocul nostru al tuturor, s-a confirmat și trebuie spus că, și asta e important, arbitrii erau toți dintr-o zonă apropiată de țara de unde venea, doi din Statele Unite și unul din Puerto Rico. Și absolut toți trei te-au dat câștigător pe tine, cu diverse punctaje. Iată, primul arbitru din SUA 114 la 113 pentru Mihai Leu, acel din Puerto Rico 116 la 112 pentru Mihai Leu, iar cel al doilea arbitru din Statele Unite, cea mai mare diferență, 117 puncte pentru Mihai Leu, 110 pentru Samaniego, în total un plus de 12 puncte, deci decizie în unanimitate și nou campion al lumii, WBO, la semimijlocie, românul Mihai Leu. Să știți că arbitrii, și eu între timp am arbitrat meciuri de box, niciodată, adică mai ales dacă vrei să fii un bun arbitru și, spre exemplu, brigăzile care conduc astfel de meciuri, sunt de obicei aleși bine. Interesul lor este să fie obiectiv, fiindcă altfel tu degeaba astăzi dai o decizie că, nu știu, îl simpatizezi tu pe unul sau nu știu ce te gândești. Poți să-i faci rău, de fapt.
Nu că îi faci lui rău, dar îți faci ție rău, fiindcă ție, nu mai ești convocat la alte meciuri. Aha, aha. Și n-are nimeni, adică nimeni, niciun arbitru nu dorește asta. Interesul să-și da, creditul. Da, da, bineînțeles. Un aspect care trebuie reținut. Da, arbitrii care greșesc, de obicei, nu mai sunt convocați. Da. Victorie mare și o victorie care încununa o epocă în boxul românesc, pentru că la acel moment în România se marcau aproape cu câțiva de zile lipsă 100 de ani, primul secol de box pe pământ românesc. Aveam aproape 200 de medalii cucerite, aveam campioni europeni, aveam campioni mondiali, aveam și un campion olimpic, marele tău prieten, da, și mentor, Nicolae Linca. Nu aveam niciun boxer profesionist campion mondial, deși în perioada interbelică au pus acele antecedente, să le spun așa, acele reușite ale Lucian Popescu și Toma Aurel, unul de trei ori campion european, altul de două ori campion european la diverse categorii. Dar campion mondial, visul dintotdeauna de un secol al boxului românesc, s-a împlinit în acea seară și tu ai fost purtătorul și cel care a încunat acest vis. Primul român campion mondial și acea centură pe care o vedem acolo, iată, o avem aici martor al discuției noastre, să mai vadă și românii iubitorii de sport în general și iubitorii de box în special. Tu, martelat și maltratat serios de lupta cu Samaniego, câștigător, un câștigător fericit, care, iată, era atât de epuizat. Ceea ce este... Încă un gest foarte frumos. Aici deja era altul. Ai primit atunci centura și o coroană foarte interesantă. Și mi-aduc aminte un gest extraordinar de frumos pe care tu l-ai făcut și care te definește la momentul întoarcerii în țară. Ce ai făcut cu acea coroană? Cui ai dus-o? Cui ai închinat-o? Da, am fost la mormântul lui tata. Și am dus-o lui, fiindcă el totdeauna... nu mai trăia atunci, numai, când ți-ai împlinit visul și poate și visul lui. Da, din păcate, când am aflat că voi boxa pentru titlul mondial, prima persoană, și am spus că prima persoană care va afla asta, el va fi, și am venit acasă, am pus mâna pe telefon și am sunat la el în România și atunci a răspuns tatăl meu și a zis că o tata a murit. Da, și da, ce din păcate, da, a fost un moment. Nici nu ai apucat să-i spui că da. Boxa, da. Da, a fost foarte dureros. Din păcate, da, astăzi viața, nu e întotdeauna așa cum vrem, este, dar da, trebuie să ne învățăm întotdeauna, cred că fiecare, să ne luptăm, să fim optimiști, să mergem înainte. Și i-a dus omagiu ducând acea coroană și punându-o la mormântul lui la Hunedoara, când ne-am întors acasă. Era al 27-lea meci al tău în ringul profesionist, la 27-a victorie. E clar, după aceea am aflat și noi că tu ai boxat atâtea reprize, 9 reprize cu mușchiul tendon. Tendonul, da, am înțeles, da. Mâna stângă, la un moment dat se și vedea că era o gâlmă aici pe brațul tău, pe stânga. Au urmat niște luni de chin în țară. S-a făcut o operație, mie mi se pare chiar ciudată, să prindă mușchiul cu un șurub, așa să spunem, ceva mai de plastic, ca să, că era greu să se refacă, să se resudeze da. Totul acolo. Și în octombrie, nu, parcă sau septembrie, septembrie, ai boxat din nou, ai urcat în ring, ai apărat prima și, din păcate, ultima oară centura de campion mondial. Da, din păcate, bine, cred, din ce am analizat și așa după trecerea timpului, cred că perioada de refacere nu a fost suficientă. Cred că m-am grăbit cu începerea antrenamentelor și probabil că de asta nu s-a refăcut mușchiul. De fapt, da. Da, și cred că ăsta a fost motivul pentru care n-am putut să mai continui. Deci chiar și așa, cu urmele acelei probleme grave, ai reușit să-l învingi și nu pe oricine, iată-l, irlandezul Michael Carruth, nu oricine, ci campionul olimpic de la Barcelona din 1992, da, care și-ar fi dorit acum să-și încuneze cariera după titlul olimpic și cu titlul campion mondial. A fost așa cu el, foarte ciudat, m-a lovit foarte mult cu capul,
dar după ce s-a terminat meciul, și-a cerut scuze. E. Și eu totdeauna mă gândesc, da, dar asta e, a fost, și-a cerut scuze. Gentleman, da. Da, Marco. Da, aici ne reîntoarcem la momentul de... Așadar, era al 28-lea meci, să recapitulăm. 28 de meciuri, 28 de victorii. Mi-aduc aminte că mult timp, peste 10 ani, tu ai rămas într-un top mondial, top 10 al boxerilor care au părăsit ringul neînvinși. Și aici o performanță și o recunoaștere a drumului tău frumos, drumul de victorii din box. Da, mulțumesc. Da, există un clasament cu boxeri retrași neînvinși. Sunt pe locul 8. E o performanță și asta. Da. Cum o performanță ar fi fost și poate și un venit extraordinar dacă reușeai să faci acel meci care se contura cu celebrul Oscar de la Hoya. Ar fi fost extraordinar și bineînțeles că pentru mine, mai ales de asta, în prima perioadă am fost așa dat peste cap de faptul că nu mai puteam să boxez, fiindcă îți dorești ceva atât de mult. Muncești, faci tot ce trebuie. Și când vezi că ai ajuns acolo... Canalizezi numai pentru obiectivul ăla, da. Și vezi că ai ajuns acolo și dintr-o dată se rupe ești tot. Ești obligat să te oprești. Apropo, eu nu sunt un tip care să discuți, dar tu așa ești mulțumit de ce ai câștigat în ringul profesionist pentru ce ai făcut? Sau putea fi mult mai bine? Adică sigur că putea fi mai bine, clar. Sunt convins că puteam să fac mai multe lucruri, adică și eu mi-aș fi dorit, spre exemplu, să boxez în America și în mod sigur, dacă nu m-aș fi accidentat, ar fi avut loc și asta. S-ar fi finalizat, da. Da. O unificare de centuri, tu ești la WBO, bineînțeles, da. Oscar la Hoya la WBC. Bineînțeles, adică categoric întotdeauna așa am fost învățat să muncesc, să-mi doresc să fac mai mult. Da, poate să fie. Și de fapt, cunoscătorii știu, banii mai serioși îi câștigi în momentul care spui titlul în joc, că atunci tu dictezi regulile jocului, cum se spune, nu? Da, ești campion mondial mine, și spui titlul. Sincer, știți cum este, bine, mă cunoaște de atâția ani. Nu știu, normal că banii contează foarte mult, dar știți cum e? Că ai mai mult sau ai mai puțin. Până la urmă, tot acolo ajungi, tot același om ești. Vorba unui antrenor de-al meu, a zis Mihai, dacă ai bani mai puțini, îți iei pantaloni de 100 de lei. Ai mai mulți, îți iei de 1000 de lei. Și până la urmă... Da, tot pantaloni. Tot pantaloni, frumos, acolo ești. Nu știu că dacă se pune problema de a, nu știu, să te ajute banii, să treci peste anumite probleme, astea, da, categoric contează mult asta. Dar în rest eu nu văd banii neapărat o prioritate. Aici se vede corona pe care tu ai dus-o la mormântul bunicului. Aceasta este un simbol foarte frumos al învingătorului. Și gestul care a urmat a fost, iată, sosirea pe aeroport la București, întâmpinat. Un personaj foarte important este aici. Iată și dr. Radovici, despre care tu vorbeai. Da, da. Zeci de ani de zile lângă boxerii noștri, știa pe toți. Da? Și aici este Neamitică Ciobotaru, unul dintre marii boxeri din istoria boxului românesc, omul care are o valoare de unicat performanță. A trecut prin toate categoriile și a ieșit campion național la 10 categorii, parcă. Da, da, da. Da. A început de la categoriile mici și a ajuns până la grea. Da, incredibil, da. Da. Exista atunci Liga Profesionistă, boxului profesionist în România, o asociație destul de puternică. Sigur, pentru ei, victoria lui Mihai Leu în boxul profesionist a însemnat foarte, foarte mult și era firesc ca toți să împărtășească această clipă de bucurie. Ministrul de atunci al tineretului și sportului, Stănescu, parcă se numea, da? Da, da. Conferință de presă făcută la minister și încă o clipă frumoasă de recunoaștere, primirea la președintele României, domnul Emil Constantinescu, care urmărise meciul ca milioane și milioane de români și mi-aduc aminte că chiar ți-a spus și chestii de specialitate în discuția aia pe care ați avut-o, nu? Da. Știa ce era croșeu, ce era direct, ce era, Asta ne-a surprins în mod plăcut. Și mi-a făcut ca două cruciulițe. Da, 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 exact. Aici suntem la Hunedoara, unde când ai ajuns acasă ai fost primit de
mii și mii de oameni, încă de pe drum, de pe ultimii kilometri, ne-am conjurat, erau copii, erau oameni cu flori, era o mândrie, acel banner uriaș din centru, Mihai Hunedoara te iubește, era firesc să întâmple asta, răsunetul performanței tale, mai ales acasă, mândria locală și orgoliul local sără încununate de o mare performanță. Iată aici un aspect cu oamenii din Hunedoara, tu cu Ana, normal invitat în studioul televiziunii române după ce mai trecuseră niște urme. Aici avem o imagine pusă așa în paralel după 10 ani, 1987, exact la 10 ani, campion mondial de juniori la amatori, campion mondial de profesioniști, al profesioniștilor, același erou, Mihai Leu, invitatul nostru de astăzi. O poveste frumoasă a ta în box și până la urmă este frumos că ea a fost confirmată, pentru că mulți sportivi, din păcate, deși au făcut sacrificii, au făcut eforturi extraordinare, n-au reușit să ajungă la vârf și la momentul de fericire maximă. Da, cred că asta... Viața ta a răsplătit. Da, cred că pot să zic că am avut eu, deși poate pare așa, nu știu, pentru mulți o exagerare, dar consider că lucrul cel mai important care l-am realizat în viață este familia pe care o am, fiindcă Ana și Marco au fost întotdeauna lângă mine, indiferent ce am făcut, și asta a contat enorm de mult, adică mult mai mult decât orice titlu, decât orice victorie. Da, suportul și susținerea familiei care a fost totală, pentru că multe femei la un moment dat, mă, tată, e periculos, Mihai, am nevoie de soț, am nevoie de tată la copil, hai să oprește-te și nu știu ce. E limpede că se poate judeca și așa. Aici în această poză avem și pe mama ta, nu? Da. Alături de voi doi, Ana, italiancă la origine, tu ai povestit cum ai cunoscut-o, nu? Lucra tot în Hamburg undeva. Da, da, la un laborator de chimie. Uh-huh. Și din prima clipă? Eu așa am văzut-o. Eu de când am văzut-o am zis că va fi soția mea. Bine, ea nu a știut, dar... Dacă ai știut-o, e suficient. Și lucrurile s-au confirmat pe urmă. Eu, cum sunt așa de hotărât și încăpățânat, nu m-am lăsat. Da, aparent n-ar arăta încăpățânare și o decizie de asta dusă dincolo de niște limite. Da. Îți propui ceva, îți urmezi. Și pe Ana am cucerit-o foarte greu. Păi cred că n-a fost ușor de cucerit, o fată frumoasă. Iată-l aici pe Marco și aș vrea să-mi permit să povestesc o chestie aparent anecdotică. Când ne-am întors în țară, la Hunedoara, la tine acasă, mi-aduc aminte, erau sărbătoare la tine acasă, noi eram toți în living cu familie, cu prieteni și mai apropiați, nu știu ce. Ăsta mic, la un moment dat, a dispărut, cât avea 2-3 ani atunci, s-a dus în dormitor, s-au închis ușile. Și 4 ani. Noi întrebam ce face Marco. Ei, ce făcea năstrucicul nostru de Marco? Iată-l să vede ce poznaș este. Cu un patent în mână, cu centura de campion mondial, care atât de greu se cucerită, Marco s-a apucat să scoată cristalele și diamantele și pietrele prețioase din centură. Avea de lucru. Și scosese vreo 2-3 când am apucat noi să intrăm, să-i oprim opera lui de proprie demolare, de proprie înfățișare a centurii. O să-l vedem acum cum arată Marco de la acel pujnă zdrăvan, un zdrahon, să-i spunem așa, cât are, vreo 1,90 m, nu? Nu. E mai mare decât mine cu 4-5 cm, deci 1,85 m, cred că are, da. Da. Și apropo, și el s-a dus tot prin niște sporturi astea ale maxime adrenaline, cum spuneam la început. Da, merge cu snowboardul, dar merge pe vârfurile munților, unde e zăpada nebătătorită. Și e instructor. Da. Și vara merge cu bicicleta de downhill. Coborâri pe tot așa. Mm-hmm. Pe teren accidentat, da. Cu teren s-a foarte periculos. Da, nu prea. Nu putea fi departe de nebunia. Păi mai îmi spune Ana a familiei să-i spun să se potolească. Eu și zis, cum să-i spun? Mie mi-a spus cineva, chiar dacă îi spun, nu o face. Am emoții și m-aș bucura să stea liniștit, dar ce pot să fac?
Revenind la povestea meciului cu Samaniego, iată aici suntem acasă întorși, iată cum arăta Mihai Leu, serios marcat, loviturile foarte puternice, astea nu erau din pumn, era clar, coatele, am zis, cu capul, cu umerii, adică în orice col ăsta Samaniego, fericit, dar foarte serios marcat de... Aici e o chestie foarte interesantă pe care puțină lume o știe, ce prezență de spirit ai avut, nu ăsta e momentul, dar cam așa a fost conferința de presă de după meci, când Samaniego, temperamental, care considera că el a câștigat meciul, te-a îndemnat să spuneți campionului să-ți scoată ochelarii și uitați-vă la mine, uitați-vă la el, cine a câștigat meciul. Atunci tu ai avut un răspuns extrem de deștept, extrem de interesant, de binevenit. Ți-l reamintești? Da, dar știți că de la Mihai Vișoiu a pornit. A zis că vânătaia se vede la albi, dar negru pe negru nu se vede. Corect, sau asta? Nu, asta nu. Când tu n-ai examen, nu poți să-mi scot ochelarii, pentru că am contract cu o firmă și nu-mi dă voie să-ți dau ochelarii jos, mai ales la conferință de presă. Un răspuns foarte deștept. Mulțumesc. Adică el ar fi vrut să te pună într-o situație delicată. Noi, bine, el noi românii din sală am aplaudat la acel moment, pentru că nu ne așteptam să dai răspunsul ăsta atât de... Bine, Samaniego, spre exemplu, de când inspirat. Venise la Hamburg, că mai îmi traducea cineva. Deci cum mă vedea, începea să mă înjure. Ăsta a fost tot comportamentul lui pe toată perioada. Da, bă, adevărul că face, uite, îl avem așa să imagine, stă împreună cu Nea Petrică Hens, extraordinarul cronicar de box, un om care știa și mânca box pe pâine și preda box, pentru care te-a iubit foarte mult. Tu ai pomenit de Mihai Vișoiu, el a avut expresia, a scris o carte numind careul magic altarul durerii. Da. Foarte frumoasă expresie, el a făcut și el box, era, scria la Scânteia, an de zile a scris și pe la Cotidianul de specialitate, unul dintre specialiștii noștri în box, care a fost, pentru că au fost mulți români acolo în sală și la primul meci și la al doilea meci, românii din Germania, pentru ei era o bucurie să aibă un compatriot care să lupte pentru centura de campion mondial. Aici e o fotografie de la primirea aceea de la București, Sandu Hârleșteanu, Nicu Ursu, Relu Auraș, oameni care erau apropiați și trăiau, iată Vasile Câtea în spatele tău. Da. Vasile a fost, într-un fel, primul campion profesionist în România după revenirea în 1990 a boxului profesionist. Pentru că noi n-am mai avut voie în timpul comunismului să boxăm decât la amatori. Și Vasile, prima gală care s-a făcut, adică eu am fost pentru organizator și am comentat-o la Mamaia, Vasile Câtea a fost boxer foarte bun amator, a fost primul campion profesionist al României. Cel cu ochii închiși în spatele lui Mihai Leu. Și aici fotografie cu Nea Mitică Ciobotaru, care ne-a însoțit la acea primire la președintele Constantinescu. Onorurile firești. Și iată, fotografia asta ne ajută să trecem, să venim mai spre actualitate. Nu te-ai oprit. Ai stat o perioadă deoparte, după care... Păi îmi prinde bine. Da? Păi automobilismul m-a ajutat foarte mult, fiindcă în prima perioadă, după ce venisem din Germania, pur și simplu nu-mi găseam locul, nu știam ce să fac. Da, exact așa, cred că nu-mi găseam rost. Și automobilismul m-a ajutat foarte mult, fiindcă am avut din nou o motivație, am avut un țel, am început să muncesc pentru ceva. Da, aveai un obiectiv. Da. Bine, și era și moștenirea de familie. Ștafeta de la tată. Da. Bine. Cred că Nicolae chiar s-a bucurat când ai te urcat la volan și... Nu? Nu știu ce să zic. N-ai apucat să vorbești cu el. Prea încântat n-a fost că... Bine, acum erau alte mașini, alte băi și la ce participai tu față de perioada lui cu Daciile și cu... când a fost în 60 și campion național, când concura. Mie mi-a plăcut mult și de când am început să merg, am încercat să merg tot mai bine. Și
a fost cumva înainte și... de a puncta, uite, am trecut eu peste un moment care țin neapărat să-l reamintim celor care ne urmăresc, iarăși un gest care mie mi-a plăcut foarte mult și l-am subliniat de câte ori am avut prilejul. Tu ne-ai cerut foarte mult să mergem acasă la campionul olimpic român, ultimul campion olimpic, care era în suferință atunci, Neanicu Linca, la Feisa, în Alba, și am fost împreună cu echipa de filmare, cu toată lumea, tot satul ne-a așteptat acolo și i-a adus poate una dintre ultimele bucurii ale vieții marului nostru campion, din păcate singurul campion olimpic al boxului românesc. Nicolae Linca, cel care la Melbourne, nu? Da, da. A ieșit campion olimpic și culmea, tot la semi-mijlocie. Într-un fel, categoria românilor, cum spuneam eu la un moment dat. Păi probabil că noi suntem campion așa mondial mai... la semi-mijlocie, da. Neanicu Linca campion olimpic, așa, Mihai Leu campion mondial, tot la semi-mijlocie. E o categoria românilor. Cred că noi, fiind așa să zic de talie mai mijlocie, probabil că e greutatea la care suntem cumva cei mai mulți. Da, da, ne se potrivește, da. Și apropo de maestru Nicolae Linca, spuneam, era destul de marcat de problemele de sănătate atunci, dar s-a bucurat enorm. Da, da. Am emoționant, ținut mult timp legătura și cu, da, dânsul. Cum a splâns unul în brațele altuia, cum a sărutat această centură și cu câte evlavie o mângâia și o privea, poate un vis așa de ascuns în sufletul lui pe care l-a avut și el de a fi campion sau campion, mare campion la profesionist. N-a avut șansa, dar într-un fel tu i-ai împlinit și lui. Da, am avut așa o relație foarte bună cu dânsul și chiar m-am bucurat și am ținut și după ce a murit, am ținut mult timp legătura cu soția dânsului. Da, dar care, din păcate, a murit și ea, Dumnezeu să-i... Vârsta, sigur. Da, da, da. Dar și mi-aduc aminte așa, ca să încheiem acest capitol într-o notă oricum mai optimistă, cât de hâtru era Neanicu, pentru că la un moment dat l-am întrebat, să fac un interviu cu dânsul, deși vorbea destul de greu, zic, Neanicule, uite așa, așa, credeți că vom mai avea noi un boxer care să ajungă campion mondial? Și el mi-a zis, sigur că da. Păi cine? Păi el, pe Mihai Leu. Era înainte de a boxa în coat, da, a boxa, da, din, da, nou cu Mihail Carot. Adică mintea, brici, da, omului, da, ăsta, da, da. Foarte frumos răspunsul, știi. Am băut un par de vin acolo, din producție proprie, zonă vestită, nu? Da, aproape, da, de, da, Jidvei. La Feisa. La Feisa, acolo. A fost-o după amiază extraordinară. Toți copiii din sat s-au adunat, au aclamat pe amândoi. Am ieșit și la poartă, ne-a condus maestru Nicolae Linca. Încă un gest care a arătat felul tău de a fi și poate pentru asta oamenii te apreciază, te iubești, te respectă și te... Mulțumesc frumos! Ai rămas, au trecut atâți ani de la acel titlu de campion mondial și tu ai rămas aproape de sufletul oamenilor. Vă mulțumesc! Și spuneam, revenim la acest moment, automobilismul, îl vedem acum pe Marco, copilul năstrușnic care vrea să distrugă centura de campion mondial, iată-l acum în dreapta noastră acolo, tu în combinezonul de competiție. E și un vector de imagine pentru automobilismul românesc, pentru că lumea te cunoaște, foarte mulți vin. Ai fost campion național în 2003, nu? La raliuri, da. La raliuri, 2003. Poi mai fost și la coastă, ai fost campion în... La coastă am fost de coastă, trei ori, dar la categoria turisme. Da. Da. Deci performanțe și în automobilism. Și ceea ce trebuie subliniat, și nu o facem deloc cu răutate, tu ai ajuns să fii campion mondial în vremea în care un legendar automobilist român era stăpânul absolut al acestui sport, România. Prietenul tău de acum, Titi Aur. Bine, a plecat Titi din automobilism, dar oricum Titi rămâne unul dintre piloții e foarte buni pe care a avut, da, România. Da, da. Nu, și un om extraordinar și dovadă ceea ce face și acum, adică a rămas în slujba automobilism și, da, a trecut dincolo de competiție, adică instruiește oamenii acea conducere defensivă, care e un principiu extraordinar de important. Nu, este și un om extra. Bine, eu cred că până la urmă toți sportivii au și... Clar, au și latura asta umană pe care nu o vede oricine, poate, dar dacă te împrietenești cu un anumit încep sportiv, să-l normal cunoști, că da, începi să-l cunoști, da. Apropo de prietenie, prieten bun cu Ilie Dumitrescu, cu foarte mulți sportivi, sunteți și împreună la Superbet, nu? Da, da, da. Deci vă unește și lucrul ăsta și iată, ne-am nimerit împreună la o
etapă de Super Rally la București, când am venit să-ți facem galerie. Dar nu prea am fost cu noroc să par atunci. Eu nici Ilie. Dar asta o spun acum, știi? Că atunci nu, mi-am reproșat-o chiar, ci mai bine nu veneam. E, nu, astea sunt clar că superstiții, dar mașina asta nu am reușit deloc să mă acomodez cu ea, nici nu mai am între timp și foarte, foarte greu m-am... Nu, și mai ales în etapele astea strânse de oraș cu multe curbe, cu denivelări, cu... Ea, da, n-am reușit să merg bine cu mașina asta deloc. Da? Și continui, nu? Pentru că tu ești și organizator, ai echipa ta. Da. Organizăm împreună cu soția și cu Marco, organizăm curse și în afară de asta eu pilotez, merg la campionatul național de viteză în coastă. Uh-huh. Și aici nu mai particip la Super Rally? Ba da, dar să vedem, anul ăsta va fi un campionat cu destul de multe probleme. Au fost stabilite datele alegerilor care se suprapun cu două etape de ale noastre. Calendarul care a fost făcut are foarte multe curse și în afară de Super Rally și nu știm încă unde putem să reprogramăm cursele. Și este destul de dificil. Da, pentru că sunt o grămadă de determinări, o grămadă de condiționări ca să poți face, să închizi circuite în oraș. Securitatea este foarte importantă. Da, 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 da. Ele sunt spectaculoase, cursele astea, mai ales în oraș unde e foarte mare, dar sunt și riscante, pentru că oamenii nu respectă, nu avem educație asta. Da, e câteodată dificil, pentru că da. Nu s-au organizat ani și ani de zile asemenea competiții în orașe și oamenii nu respectă locurile din care se privească, să asiste, vor să fie cât mai aproape, uitând de riscul la care se expun. Chiar au fost câteva necazuri pe la Târgu Mureș sau unde au fost. Da. Noroc că n-au avut urmări prea grave. Dar au fost doar așa avertismente, pentru că e greu să acoperi cu oameni de supraveghere un circuit de câteva zeci de kilometri. Da, e destul de dificil să asiguri securitatea necesară 100% pentru astfel de competiție. Dar dincolo de orice, este un sport foarte costisitor, Mihai, nu? Costisitor, dar are și impact foarte mare la public. Întotdeauna la orice cursă vin foarte mulți spectatori și normal că și asta contează mult. Normal că fiecare echipă are parteneri, normal contează, este un sport în care ești legat și de buget. Fără, da. Dar faptul că vine foarte multă lume și are mulți spectatori, asta face ca și bugetele cât de cât să fie ok. Așa, spre finalul nostru, hai să discutăm câteva lucruri tema. Marile prietenii pe care le-ai clădit de-a lungul activității tale sportive și care durează, vorbeam despre Flasi Klitschko, dar au fost și cu alți boxeri, cu Feri Vaștac, de exemplu, sunt și vecini acolo în regiune. Mi-ai spus chiar și acum o săptămână ai discutat cu el. El a rămas în lumea boxului, pregătește copii. Da. Cum te-a ajutat pe tine boxul? Erai un copil, așa ce îmi spunea și tatăl tău, mai zvăpăiat, mai așa dinamic, să spunem, în sensul frumos al cuvântului, mai neastâmpărat. Se pare că boxul te-a cumințit, să spunem în ghilimele, te-a echilibrat, ți-a dat așa o anumită atitudine pe care ai păstrat-o apoi toată viața și care o manifesti și în discuțiile noastre. Da, dar cred că foarte bineînțeles, având multă energie, clar că m-a și ajutat să consum energia, dar cred că m-a și învățat multe lucruri. Adică eu am învățat de la box, spre exemplu, că nimic nu poți să obții ușor. Pentru orice trebuie să muncești foarte mult. Orice greșeală în viață se plătește, orice neatenție se plătește. Și cred că astea au fost lucrurile importante care m-au învățat boxul, că trebuie să muncesc dacă vreau să realizez ceva. Și ai făcut-o. Și o faci și în continuare. Și o fac cu mare plăcere. Sunt frumoase prieteniile astea peste ani cu oameni care ți-au fost alături la anumite momente ale vieții? Păi, cred că pe de-o parte sunt singurele care importante care rămân. Că păi, într-un fel, restul ai toate un cult sunt al prieteniei chiar. Da, dar e așa de frumos și acum la Hunedoara, spre exemplu, ne vedem sâmbăta și duminica cu prieteni din liceu sau
Uitați, mai vine, spre exemplu, Romica Gabor, care e mai în vârstă ca noi, Nelu Petcu, și mergem, bem cafele, mai stăm de povestiți, povesti. Da. Este extraordinar de frumos. Da. Viața dincolo de încercările sportive ți-a adus și niște încercări într-o zonă pe care nu ne-am dorit niciun antrenor, în zona sănătății. În urmă cu 10 ani ai avut primul necaz, boala aceasta care e boala secolului, te atingi și pe tine un om, un sportiv exemplar, te cunosc atât de bine și nu sunt vorbe goale, care n-ai fumat niciodată, n-ai făcut niciun fel de excese alimentare, nu mai spun că stăteam câte o noapte întreagă și la rebelioane și astea și în fața ta se fierbea un păhăruz de vin și nu te atingeai de el. Până la urmă, totuși, pârdalnicul ăsta de cancer te-a lovit și pe tine. Da, dar să știți că tot așa încerc să văd întotdeauna, bineînțeles că nu e o perioadă frumoasă și încerc întotdeauna să uit cât mai repede de ea, dar este o perioadă în care am cunoscut niște oameni extraordinari. Domnul Alți profesor oameni extraordinari, da. Irinel Popescu, care este un om incredibil. Deci așa dincolo ceva de specialist, e și un pedagog, da, și un este, da, tămăduitor de minți, așa, de suflete. Da, să știți că este un om, deci, rar așa ceva. Doctorii de la Spitalul Fundeni, care sunt oameni extraordinari și au fost tot timpul alături de mine și prefer întotdeauna să văd partea pozitivă. Mi-am făcut prieteni noi. Trebuie întotdeauna să, nu știu, să fim optimiști, să fim... Să ai puterea să treci peste tot ce ți aduce, da, viața. Normal că și nu bune este și plăcut. Mai puțin bune. Zic întotdeauna să ne gândim despre viață la lucrurile frumoase, fiindcă sunt convins că fiecare a avut mai multe etape frumoase în viață decât ale urâte. Da, da, corect, corect. Trebuie să ai o gândire, cum se spune, pozitivă, așa, într-un termen de ăsta mai general, că altfel, dacă tu singur îți faci gânduri negre, poate te și atragi, da, lucrurile nefericite. Știți, da, că m-a întrebat toată un ziarist care a fost cea mai urâtă înfrângere din viața mea. Și am zis, și chiar serios, am pierdut de 10 ori. De ce să mă gândesc la înfrângeri când pot să mă gândesc la victorii? Nu, că mai ales că au fost mult mai multe și mult mai, nu, frumoase și mult mai importante. Nu, dar de ce să te gândești, da, la corect, lucrurile urâte? Corect. E bine să înveți din ele, cum se spune, da, să înveți și din înfrângeri, da, da, din greșeli, dar important e să predomine în mintea și în sufletul tău. Asta zic, nu? Mai bine ne gândim la lucrurile frumoase din viața. Lucrurile bune, sigur că da. Apropo de box, merită boxul acea titulatură de nobilă artă? Unora li se pare forțată. Ea a venit și de la mari scriitori, care unii au practicat, cum a fost Hemingway, boxul, dar și de la începuturile ei, pentru că, într-un fel, sportul e poate... boxul este un sport primordial al omenirii, pentru că de la începuturile ei, omenirea a boxat. Nu se numea box, dar... un sport bărbătesc. Cum te luptai pentru hrană, pentru soție, pentru adăpost, o făceai, lupta era cu pumnicul. Arma primordială, pumnul. Se zice că e un sport bărbătesc, ești față în față cu adversarul, probabil că de asta. Dar oricum, eu din ce am văzut așa în viața mea, eu cred că boxul merită titlul ăsta. Și merită să trăiască în continuare. Din păcate, la noi parcă nu mai sunt atât de mulți adepți, foarte mulți copii care se dorească. De aceea este de admirat ceea ce misionariatul ăsta al familiei Simion. O familie de boxori, din tată în fiu, din tată în fii, de fapt, da, să da, spunem, de la Gică Simion la Marian, la Dorel, la Gabi, toți au făcut box, iar acum antrenorul lotului nostru este unul dintre Simioni care se pare că a deschis, a luminat orizontul boxului nostru prin descoperirile lui. Da, ții chiar am vorbit da, când ne întâlnim, povestim sau dar chiar am vorbit cu Vasile Câtea și chiar mi-a zis că părerea lui, Dorel Simion este foarte talentat ca antrenor. Este destul de rar ca un mare boxer să-l vezi să fie și un bun antrenor. Dar probabil că are talentul ăsta și e, cred că lumea boxului poate să se bucure pentru asta. Sigur că e bine pentru el, e bine, da, pentru cei care iubesc acest sport atât de vechi și cu atâta satisfacție pe care le-a adus de-a lungul anilor. Mihai Leu, îți mulțumim pentru prezența la Povestirile Sportului.
putem spune dincolo de orice, că a fost încă și este în colecție de viață pe care e bine ca oamenii să o cunoască și iar copiii să o poată urma. Pentru că, într-adevăr, sportul pe care l-ai practicat tu, în primul rând, boxul, este un sport greu, dar un sport care îți poate aduce satisfacție extraordinare și e un sport bărbăteze. Bun. Mihai, îți mulțumim foarte mult. Și eu vă mulțumesc mult. Îți dorim sănătate multă și să ai satisfacții în nou drum pe care l-ai pășit de atâția ani de zile al automobilismului și bucurii multe datorită minunatei tale familii. Vă mulțumesc mult și vă doresc numai bine și vă aștept la curse. O să venim așa cum... Da, să venim acum, să venim cu noroc, să nu mai venim cu s-a întâmplat. Noroc. Prieteni, vă mulțumim. Așa cum spuneam, încă un capitol din această carte pe care o scriem împreună, Povestirile sportului. Cu lucruri bune, cu lucruri mai puțin bune, dar din toate avem de învățat, avem, să spunem așa, repere pentru propriile noastre drumuri. La revedere, pe joia viitoare!